Vă prezint masajul Kohau. Prima dată se folosește un gel special care are rolul să sterilizeze și are rolul să conducă curentul electric. Am uns foarte bine. Punem mânușile cu fir de argint peste mânușile de silicon. Este foarte important ca marginea să fie sub, adică mânușa de plastic să fie mai mult pentru a proteja, pentru că altfel ne-am curenta și ar fi un disconfort. Curentul este de joasă intensitate, nu este un curent puternic, dar este disconfort. Ne conectăm la aparat prin acest cablu. Indiferent care electrod la care, stânga-dreapta, nu contează. Este important ca la mânușă să fie plus și minus, pentru că se poate face și autoterapie. Electrozii roșu, padurile roșii la plus și padurile gri la minus. Dacă este un loc dureros, se pun cele gri pe locul dureros, cele roșii se stă cu picioarele ca să facă masă și lucrează foarte bine. Pornim. Într-o parte avem timp, într-o parte avem intensitatea. Începem de la o intensitate mică, verificăm cum curentul începe să circule, da? Să fie foarte ușor. Atingem foarte ușor, în așa fel încât pacientul să nu fie un șoc prea tare. Simți curentul? Nu, încă nu. Acum sigur vei începe să simți puțin. Simți mai mică. Ceva. Da. Parcă ceva. Simt. Acum mărim intensitatea. Curentul este de joasă intensitate și prima manevră se începe direct pe coloana vertebrală. Să merge foarte încet. Degetul mare întotdeauna trebuie să fie exact pe coloană și prin curentul pe care îl emite aparatul și se penetrează prin mânuși, el trezește memoria celulară și vertebrele care sunt ușor deplasate se reașează foarte ușor. Unde sunt blocaje pe meridianele de acupunctură, punctele reflexogene, unde sunt blocate, acolo există o durere mai mare, o durere ascuțită. La femei, prima manevră se face de 8 ori, la bărbați de 9 ori. Cum o faci a treia oară? A treia oară. Foarte bine. Ține minte ca să mă duc și pe mine. De 8 ori la femei. De 8 ori la femei. Prima manevră are rol și de eliberare emoțională. Lucrând pe coloană este meridianul guvernor, meridianul care stochează foarte multe emoții negative de-a lungul timpului și se face și o eliberare emoțională foarte bună. Intensitatea este bună, da? Da. Masajul este foarte ușor. E doar o atingere, pur și simplu o atingere ușoară. De fiecare dată apropiem degetele pentru a întrerupe curentul. Și a 8. Foarte important. De 9 ori la bărbați. Foarte important ca mânușa să fie toată pe coloana vertebrală, pe piele. Cam 10 secunde, apropiem și ridicăm brațele. Mergem la manevra numărul 2,
meridianul vezicii urinare se află de-a lungul coloanei vertebrale, mușchii paravertebrali. În momentul când am așezat o palmă pe umăr și venim cu cea de-a doua, vom observa că se întâmplă o contractură foarte puternică. O ședință este echivalentul și a 500 de flotări. Tonifică foarte bine musculatura. Se simte bine? Da. Dacă e prea tare, să ne spui. Manevra numărul 2 se face tot de 8 ori la femei și de 9 ori la bărbați. 10 secunde. La sfârșit, apropiem degetele, ridicăm brațele și continuăm tura a doua, da. Curentul este atât de plăcut, atât de frumos, încât penetrează până la organe. În momentul când trecem, da, organele se scutură, organele se simt foarte fericite. Aceasta a fost manevra numărul 2. Mergem acum la manevra numărul 3, deblocarea ganglionilor limfatici și deblocarea energiei rinichilor. Manevra aceasta se face de 3 ori. Dacă e dureros, să ne spui. E prea tare? Poți să reziști? Pot. Poți. De obicei ajunge curentul până în degete. Simți până în degete? Încă nu. Încă nu. Deci înseamnă că are circulația blocată. Când a apăsat la ganglionii limfatici, curentul trebuie să ajungă pe nervi până la degete. Atunci înseamnă că e fluxul energetic foarte bun și nu există probleme cu circulația. Manevra numărul 3 se compune din 3 manevre. Ținem în zona coastelor, partea a doua din manevra numărul 3 se ține la coaste 10 secunde, după care venim în zona rinichilor, meridianul energetic Dai Mai se masează de 9 ori, indiferent de sex. 2. La manevra numărul 9, venim ca la manevra numărul 1. Repetăm. A doua oară. Prima dată la sub braț. La coaste. Luăm brusc mâinile. Manevra numărul 3. La a noua venim exact în aceeași poziție ca la manevra numărul 1. Se întâmplă să se mai usuce mânușile, putem să mai turnăm puțin apă, să le umezim pentru a face contactul mai bun. Și mai avem încă o dată manevra numărul 3. Deci de 3 ori se face. De 3 ori manevra numărul 3, da. După câteva manevre, încep să simtă o mare eliberare, o mare presiune interioară începe să se elibereze. Majoritatea persoanelor încep să ofteze, încep să suspine, alții încep să plângă. Asta înseamnă că se declanșează procese de eliberare emoțională din organism. Mergem la manevra numărul 4. Manevra numărul 4, împingem C7, vertebra C7 și punem degetele pe coccis și împingem pur și simplu. Sunt două puncte care intersectează toate meridianele și mărim intensitatea aparatului până când clientul ne spune stop, e suficient. Odată ce am deblocat C7,
se îmbunătățește circulația cerebrală, am deblocat zona coccisului, tot ce înseamnă circulația din zona bazinului, persoanele, bărbații cu probleme de prostată, femeile cu chisturi ovariene, cu tot ce înseamnă probleme ginecologice, se deblochează foarte, foarte bine. În mod normal, bărbații trebuie să simtă vibrația în prostată și femeile în ovari. Acolo unde sunt probleme, vibrația este foarte sensibilă. Pe măsură ce se deblochează, pacientul spune vreau mai tare, parcă mai merge, parcă se poate și mărește intensitatea până la punctul suportabil. Se ține un minut, se coboară intensitatea brusc la intensitatea inițială, cât a fost 25, nu? 26. Da. Ne oprim aici, tragem mâna dreaptă de la coccis și venim pe rinichiul stâng. Venim cu mâna stângă pe rinichiul drept. În zona rinichilor, pentru persoanele care au blocaje emoționale, care au fost abuzați în copilăria mică în special, persoanele care au frici și traume ale copilăriei, aici există foarte multă energie statică, se simte în mână, ca o gheață. Pe măsură ce se eliberează această energie, persoanele încep să aibă tot felul de manifestări. Da? Unii încep să plângă, alții să ofteze, alții să suspine. Am avut persoane care au izbucnit într-un râs necontrolat. Chinezii au o vorbă foarte, foarte interesantă. Sănătatea omului stă în rinichi, puterea omului stă în rinichi. Cultura occidentală pune accentul pe mușchi, dar chinezii spun nici măcar o foaie de hârtie, o frunză nu poți să ridici de jos dacă nu-ți funcționează rinichi. Și oamenii cu rinichii puternici sunt oameni sănătoși, sunt oameni puternici, oameni care reușesc în tot ceea ce își propun. După un minut, apropiem degetele, ridicăm. Manevra numărul 4 mai are încă două puncte. Aici, în zona feselor, se trage și se apasă două puncte din interior, tot ce are legătură cu problemele ginecologice, atât la bărbați cât și la femei. În zona genunchilor, există un punct în mijlocul popliteului, în spatele genunchilor. Dacă acest punct este blocat de colagenul din genunchi, se usucă. Și oamenii ce se facă gonartroză, la scade calciu, nu se mai asimilează și ajung la operație. Masajul are și un efect de reîntinerire a organismului pe interior, de reîntinerire biologică. Acesta a fost manevra numărul 4. Mergem la manevra numărul 5. Este foarte interesant că chinezii împart coloana vertebrală în 7 părți. 4 degete ale pacientului, începând de la 2 degete de la C7. Aici este zona plămânilor, zona inimii, zona ficatului, zona intestinului, stomacul, rinichii, în 7 părți. Și acolo unde sunt probleme ascunse, în acest caz, uite, observăm că în această zonă a apărut o roșiață, aici este zona digestivă. Apar la suprafață tot felul de erupții, pete albe și așa mai departe. Acum facem manevra numărul 5. Mâinile să fie în față. Ce faci? Deci, acum facem câteva șocuri. 5 secunde luăm degetele și intră un curent pe care trebuie să-l stabilim, să nu fie nici foarte tare. 3 secunde decomprimăm. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Se deblochează, da, pentru că se anulează curentul. După care venim prin spatele omoplaților și venim exact ca la manevra numărul 3, la ganglionii. După 24 de ore se declanșează procese de detoxifiere, urina devine foarte încărcată, dar ganglionii limfatici se curăță foarte bine. După un minut coborâm cu mâinile și apucăm mușchi, împingem puțin.
30 de secunde. Rezultate fantastice. A, un alt punct, coborâm acum pe brațe. Pe anumite puncte. Exces de căldură. Da, la mâini tot timpul îmi spune. Spun la sală că așa de caldă la mâini. Da, va trebui introduse în punctul IG4, se numește intestin gros, punctul numărul 4. După care tragem degetele și apucăm fiecare deget timp de 3 secunde. Tragem. Mâine pe lângă tine, acum. Acestea au fost manevrele masajului. Avem o procedură foarte importantă. Și se pun exact în terminațiile de acupunctură. Acele, exact cum am zis, împărțite în 7 părți. După care facem manevra în sensul acilor de ceasornic pentru energizare. Acest balsam poate fi folosit de către oricine. După care acoperim cu o peliculă, o folie, ca să se păstreze căldura timp de 30-40 de minute. Să-ți fie de bine! Mulțumesc! Poți să rămâi puțin, nu te grăbi să te dai jos. Acum, foarte important, după masaj, trebuie să se bea apă caldă spre fierbinte. Chinezii recomandă întotdeauna apa să o bem caldă sau fierbinte sau un ceai special.